make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din PES 2016 UEFA Champions League cu Juventus Torino. Înainte să începem, nu uitați ca de obicei să apăsați butonul de like pentru a mă motiva să continui cu această serie. Avem un meci pe teren propriu, meciul cu numărul 3 din grupele noastre împotriva celor de la Borussia Mönchengladbach. Echipa este pregătită, noi suntem pregătiți și să începem meciul împotriva Borussiei. Iată-l acum pe Hernanes la balon, Hernanes pentru Dybala, mai departe la Evra. Evra, excelent, trece, vine în centru Evra, încearcă o pasă. Nu a fost rea ideea lui Patrice Evra. Mandzukic nu a reușit să ajungă la acest balon. Reușim, iată, să ne repoziționăm pe atac. Mandzukic. Mandzukic pasă printre picioare adversarului. A fost o pasă încercată pentru Hernanes, luată de la Inter Milano, pe o sumă destul de mare acest brazilian, ca un locuitor al lui Pirlo, dacă vreți, acest Hernanes. Și iată ce pasă bună primește aici Hernanes. Pasă bună în continuare, o continuare bună cu Dybala, dar balonul este respins și acum Claudio Marchisio încearcă. Am încercat acolo un voleu în viteză cu Marchisio, dar... nu s-a putut, au venit bine acolo, iată-l pe Pogba, s-au pus bine stopării Borussiei și acum minge încercată din nou pentru Pogba de către Lichtsteiner, elvețianul, acest fundaș dreaptă care și uitasem că l-am în lot, Lichtsteiner, mă încercam acolo cu Barzali, Padoin, până când am dat de Lichtsteiner în lotul nostru, mai ascuns pe acolo pe undeva și până la urmă l-am titularizat, vă dați seama, fiind cel mai bun fundaș dreapta pe care l-am. Iată-l acum pe Hernanes cu șutul. Hernanes! Nu a fost un șut rău al lui Hernanes, brazilianul și-a încercat norocul. Iată-l aici recuperând de la granit Ceaca și s-a uitat, a tras. Să vedem dacă a fost destul de aproape de poartă, a fost destul de aproape de poarta lui Zomer, șutul lui Hernanes. O primă ocazie în această repriză secundă avută prin brazilianul Hernanes. Să vedem pe Bonucci cu un contraatac al nostru. Bonucci pentru Barzali, pentru Dybala. Dybala are viteză bună, Dybala. Dybala cu șutul, apărat de Zomer și avem corner. Am avut multe ocazii, dar din nefericire nu am reușit să le transformăm. Să vedem însă acest corner care bate Paul Pogba, de carul nostru, nu bate deloc rău, balonul însă nu a fost trimis bine către poartă și acum Evra cu o trecere superbă, Patrice Evra centrează bine, am încercat mai departe cu capul pentru că era destul de departe de poartă și vă dați seama, lovitura de cap nu s-ar fi dus prea puternic. Lichtsteiner pasă pentru Hernanes, destul de extenuat Hernanes, vede acest spațiu pe flancul drept liber la Lichtsteiner și pasează cu el Lichtsteiner pentru Mandzukic, trage în blocaj croatul Mario Mandzukic, ultima șansă a noastră să facem ceva este Paul Pogba cu șutul Pogba, Julian Zomer a apărat totul în acest meci. Meci care se încheie, din păcate, tot 0-0 împotriva Borussiei Dortmund de această dată. Luăm un punct, dar eu nu sunt mulțumit că ratăm. Jocul nostru nu este chiar așa de rău. Am avut multe ocazii, cel puțin în repriza secundă am fost numai la poarta adversă, însă nu am reușit, din păcate, să ne fructificăm ocaziile pe care le-am avut. Și, drept urmare, cadem pe locul 2, după cum ați văzut acolo, chiar dacă n-am lăsat eu prea mult în grupa noastră. Uitați! Competition Info, Group Stage, iată, în grupa noastră suntem pe locul 2 cu 5 puncte, un punct în spatele celor de la Manchester City. Să dăm forward time, avem returul pe terenul celor de la Borussia Mönchengladbach de această dată. Să sperăm că acum noi vom face o repriză mai bună și nu vom mai rata atât de mult. Hernanes din nou spre poarta adversă, trage Hernanes, foarte periculos. Încă un șut periculos al lui Hernanes, iată-l venind în viteză, din nou își face mingea bine pe șut, trage puternic Hernanes și să vedem dacă va fi corner, da, este corner care îl bate Paul Pogba,
centrează, dar nu face foarte bine, din păcate, francezul Paul Pogba. Și offside la Pogba, a venit din offside francezul. Din nou Hernanes la balon pentru Dybala. Dybala rămâne cu balonul în posesie, scoate pentru Evra. Evra, incredibilă pasă pentru Dybala, care nu ajunge însă la balon și reține în brațe Sommer. Sommer, care ne-a pus multe probleme în meciul tur. Iată acum din nou pe Dybala recuperând. Dybala se întoarce, ce frumos driblează Dybala! Cât de bine au blocat aici toate culoarele jucătorii Borussiei Mönchengladbach. Să dăm pe Hernanes din nou, ca știm că are un șut periculos, trage din nou. Dar din nou se opune Sommer. Coșmarul nostru se pare până acum acest portar. Nu am reușit deloc să îl învingem. Să vedem pe Cuadrado. Poate el are mai mult noroc, mai multă inspirație. Cuadrado! A trecut ca prin brânză, ca un cuțit prin brânză acolo, dar degeaba, nu a reușit să tragă măcar Cuadrado. A fost foarte bine blocat, cum spuneam, de stopării foarte bună ai Borussiei. Suntem peste ei, îi dominăm, dar nu reușim să marcăm. Nu se poate, sunt careul nostru. O primă fază de atac încercată de nemți. Trebuie să ieșim la un contraatac. Acum este Claudio Marchisio. Marchisio reușește cu greu să dea drumul la balon pentru Cuadrado. Ac de capul meu, interceptează Traore. Cuadrado, cât pe ce să recupereze din fața lui Ianșche. Și acum ved pentru la același Ibrahima Traore. Marchisio din nou nu reușește să recupereze această minge. Până la urmă trebuie să-și facă treaba cu bine Marchisio, o treabă de închizător. Știm cu toții din realitate că închide foarte bine zonele, este un jucător defensiv care nu trece mai nimic de el. Un al cincelea fundaș, dacă vreți, pentru Juventus, acest Marchisio. Pasa lui Dybala foarte bună pentru Mandzukic, continuă cu Dybala, Mandzukic se duce în careu, Dybala nu-l bagă în seamă, Dybala se duce de nebun, Dybala, hai nebune, Dybala! Pe lângă poartă! Doar 2 minute de prelungire pentru acest final de meci. Hernanes se încurcă și acesta este meciul. Tot 0-0, nu a mai marcat de la meciul cu Manchester City. Tot 0-0 și cu această echipă și cu Borussia Mönchengladbach. Din păcate nu am reușit să mai marcăm. Să vedem să pe ce loc suntem, tot pe locul 2, loc în care ne calificăm în optimile Champions League, dar Borussia Dortmund este la un punct în spatele nostru, iată 7-6-5, respectiv 2 puncte, Sevilla care nici nu mai intră în calcul pentru Champions League, dar Borussia Mönchengladbach este aproape și trebuie să fim atenți la ea. Episodul următor, cred că vom avea meci cu Sevilla, dacă nu cu City, penultimul meci împotriva lui City pe terenul nostru, iar apoi ultimul împotriva Sevillei. Trebuie să fim atenți, trebuie să obținem, să nu pierdem în aceste meciuri și să ne calificăm mai departe în optimile Ligii Campionilor. Acesta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!